Femeile trebuie să știe că analizele de tip RMN la sân se pot deconta de la 1 iulie. Pentru a putea beneficia gratuit de această investigație, există condiția ca femeile să fie examinate inițial prin ecografie și mamografie. De la 1 iulie a intrat în vigoare noul contract cadru, care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017. În baza sa se vor asigura mai multe servicii pentru asigurați, introducându-se printre serviciile decontate efectuarea de investigații prin rezonanță magnetică de sâni, cu sau fără substanță de contrast. Investigațiile de acest gen se pot efectua doar după ce au fost epuizate celelalte examinări, ecografiile și mamografiile, care ar putea depista eventuale tumori. De aceea, rezultatele RMN trebuie analizate în corelație cu cele amintite. Analizele RMN costă în jur de 450 de lei. Specialiștii recomandă că după vârsta de 20 de ani, femeile să-și facă cel puțin o dată la 3 ani un control mamar și o examinare clinică a sânilor. După 40 de ani, aceste investigații trebuie să fie anuale, spun medicii. După ecografie și mamografie, RMN este cea mai bună investigație pentru depistarea cancerului la sân. Anual în România, 7.895 de femei sunt diagnosticate cu această boală, iar mortalitatea la pacientele cu cancer mamar este de 36%, mai mare decât media europeană sau cea mondială.